Piloții de raliuri au făcut o ultimă demonstrație în acest an la Sinaia, unde a fost gala campionilor organizată de FRAS. Bogdan Marișca a avut cel mai sexy copilot, Daniela Crudu, prezentatoarea rubricii Meteo de la Neața cu Răzvan și Dani. Bogdan Marișca a luat startul durat de recunoaștere. Nici Bogdan nu este singur în mașină, alături de el este Daniela Crudu. La Sinaia, piloții de raliu s-au întrecut pentru ultima dată în acest an în Rally Show. Nu au câștigat puncte, dar au fost însoțiți de vedete. Bogdan Marișca și-a ales un copilot sexy, vedeta Antenei 1, Daniela Crudu. Marișca a fost atent cu partenera sa. I-a explicat câteva detalii tehnice despre mașină și a învățat-o cum să-și pune echipamentul. Emoții, Dana? Emoții? Sper că avem mai mulți fani ai motorsportului decât la începutul competiției. E competiție de final de sezon. La evenimentul de la Sinaia au fost și Dan Negru și Dani Oțil. Vicecampionul mondial Marco Tempesta nu a putut să participe la demonstrație. Italianul a fost operat la un rinic și deocamdată doctorii i-au interzis să piloteze. Tempestini a fost însă alături de colegii săi la Gala Campionilor 2009 FRAS. Asta clar este un show. Foarte mișto ce a făcut federația. Este foarte interesant că fanii sunt adusi lângă mașină.